Bună ziua tuturor! Sunt Arotela cu o altă etalare pentru luna plină, etalare pe Zodii. Pentru luna plină și pentru perioada următoare în care luna este în descreștere și deci suntem ajutați energetic să ne eliberăm de anumite chestiuni. Aș vrea în această etalare, în mod special, să ne concentrăm pe eliberări dar vom vedea dacă mesajele sunt pe fiecare zodie țin de eliberare sau de de bucuria unei realizări pentru că la lună plină sărbătorim și realizările, chiar dacă este în descreștere. În această perioadă eventual chiar dacă nu vorbim despre curățare în cazul în care mesajul vorbește despre o realizare specială, mă gândesc că această lună în descreștere sugerează că vă puteți reorganiza spațiul pentru următoarea realizare, următoarea victorie, înțelegeți, da? În fine. Haideți să vedem, am pregătit două seturi, trei seturi de cărți am amestecat cărțile și aș vrea să începem. Pentru fiecare zodie, nu știu dacă o să reușesc să pun timpii, puteți să vi găsiți voi. Haideți să vedem. Pentru berbec. Cărțile sunt amestecate, eu doar le tai. O dată, de două ori, trei ori. Așa. Mesajul principal, care este? Oh, going with the flow. Exact ce e potrivit pentru Luna plină. Urmează cursul vieții. Lasă-te dus de val. În ce sens? O să clarificăm sau hai să vedem mai bine despre ce e vorba. Outsider. Understanding. Trebuie să ieșiți din spatele, ia uite, din spatele unor semn de aer. Pentru unii apă, pământ. Aer, apă, pământ. Dar elementul principal este emoțional. Emoțional trebuie să vă lăsați un pic duș de val, chiar dacă Ați fost depresiv chiar dacă v-ați simțit marginalizați, etichetați, puși într-o cușcă, nu ați putut să acționați într-un anume fel, totuși aveți o înțelegere cu această, acest understanding, aveți o înțelegere gândiți despre libertate în alți termeni, mai ales, mai ales într-o situație în care subiectul moralitate a fost foarte Moralitate, în dragoste, dragoste, alegeri importante în dragoste, alegeri care au, au dus la o, o schizofrenie, la o, o ruptură mentală între existența voastră, schimbarea pe care ați fi dorit-o și, de fapt, ce s-a petrecut. Da? Cu alte cuvinte, o dezamăgire. Lăsați-vă un pic duș de val. Pentru că face parte din cursul vieții. Nu putem să trăim numai bucurii. Cine povestește despre așa ceva? Că viața este doar o bucurie, doar realizări, doar pace și armonie? Scuzați-mă, nu este un adevărat ghid spiritual. Nu. Haideți să vedem o altă carte pentru berbecuți. Nouă de monede aș spune că aceasta este eliberarea și aceasta este bucuria realizarea voastră. Independența despre care am vorbit, înțelegeți? Independența dintr-o altă perspectivă, da? Nouă de mo monede. Eu văd o persoană independentă cu multe realizări, dar și morală, pentru că um, are totuși un uliu, e ancorată într-un mental înalt. Ancorată sau... Nu ancorată, că ancor, ancorarea ține de tragere în jos de împământenire este conectată la o energie înaltă cu acest acestul. De-a zic că totuși, dacă ați trăit situații morale neplăcute în dragoste sau cu prietenii, da, care v-au afectat alegerile, repet, v-ați dorit o existență în care să schimbați ceva în bine, totuși n-a fost în bine. Acum bucuria este a, ia uite, a unui nou capitol în care înțelegeți ce înseamnă conceptul de independență, de frumusețe și morală, și profesională, și interioară, și exterioară, da? Mai ales dacă unii poate ați fost îndrăgostiți de cineva care arăta bine și de fapt... În fine, aici mesajul variază, dar Lăsați-vă duși de val, lăsați această durere să treacă, să treacă apa, ape, ape peste și lacrimi și dacă nu lacrimi, dar bine, toți ați plâns, toți plângem, da? Scufundați această suferință în oceanul universal și lăsați-o să plutească. Se va duce, va dispare la un moment dat. Nici nu vă veți mai aminti de această suferință. Bucuria este că puteți să fiți independenți, Să aveți reușite, să rămâneți frumoși, prinde pasiune cu acest roșu și să începeți un nou capitol în acest sens. Acum aș vrea un mesaj de înger pentru berbecuți. Oho! iau, te lucrurile sunt mai profunde decât par ceea ce numărul 22 este un număr maestru, da? 2 și cu 2, 4, ceea ce credeți că vă dă stabilitate, nu este chiar atât cum credeți voi. Ceea ce vreți să împliniți sunt două tipuri de relații, relația cu voi și relația cu ceilalți, da? Apropo de relația cu voi, independența și relația cu ceilalți în care ați fost dezamăgiți. Și sunteți dezamăgiți pentru că toți ne proiectăm niște lucruri, dar lucrurile nu sunt doar cele pe care le vedem și în acea poveste pe care ați trăit-o. Nu nu este. Dar ce ați văzut voi? Și poate nici ce vede sau proiectează celălalt, poate această profunzime ține și de o universalitate sau un scenariu sau organizare, orchestrare divină, da? Nu doar de interesele personale ale, eu știu, individului sau individei cu care ați avut de-a face. Deci, bucuria este Independența, reușite, libertatea și profesionalism. Expansiunea, pentru că nu înseamnă expansiune, expansiunea talentelor voastre. Descoperiți-vă noi talente în această perioadă, da? Începeți acest capitol, iau -te și lăsați în urmă lucrurile care v-au consumat, cei care v-au dezamăgit, trei de spade, n-au știut să comunice. Da? Oamenii prea obsedați de bani. Da, e o energie a monedelor, a pământului, dar totuși nu aduce o altă vibrație. Spirituală. Eu pe nouă de monede îl văd foarte spiritual. Ok, do, ok, ok, do, ok. Acum trecem la TAUR. Trebuie să aveți grijă de o comoară. Unii dintre voi. Tauri. Sau țineți prea mult la niște avuții. Unii dintre voi. E simbol de pământ. Tauri. Ia uite, intensitate. Hai să vedem. Mintea. Aici este foc. Foc și aer este similar cu cavalerul de, de spade. Unii dintre voi probabil că sunteți obsedați de o, o poveste care nu e chiar inocentă. Interesant, inocența a venit invers, da? O poveste, o relație, pentru că apare și participarea. Sunteți obsedați de o relație în care cel puțin unul unu nu a fost inocent, sau faptul că a venit inocența invers susține intensitatea, atracția fizică. Probabil că e o atracție fizică între voi și cineva. Acum că această energie trebuie eliberată ca să vă concentrați pe alte lucruri mai mărețe, mai stabile, mai, eu știu, constructive, productive, rămâne de văzut. Aș vrea totuși să trag și a doua carte în a doilea set să vedem. Intensitate. Cavalerul de bâte, intensitate. Cavalerul de spade și de bâte. Cei mai iuți cavaleri, genul de persoane care vin în viața noastră și pleacă cum vin de... Rapid, așa și pleacă. Da? Hm. Trei de cupe. Mare grijă dacă această intensitate, pentru că totuși apare într-o poziție a eliberărilor, da? Această obsesie, da? Repet, într-o relație în care unul dintre voi nu este tocmai inocent. Aceasta trebuie eliberată. Dacă este energia voastră, dacă e energia altuia, nu e treaba mea, este o energie de care trebuie să vă debarasați. Trei cu pe vorbește despre bucurie cu prietenii. Vă eliberați de această intensitate concentrându-vă sau direcționându-vă energia da, înspre prieteni sau înspre niște bucurii. Dar mare grijă, iau te iar cavalerul de băte, mare grijă, pentru că aveți în urmă niște trădări în dragoste. Iau te dragostițe și 10 de spade. Mare grijă la cei care vin în această perioadă, pentru că dacă nu sunteți încă vindecați, atrageți în continuare aceeași tipologie de om. Hai să mai vedem un mesaj. Ia uite, fizică ta, chiar are legătură cu această intensitate și obsesie, am zis. A... Unii, ce să mai, fără să vă supărați, vă doriți intens, cu intensitate, ca cineva să vine să vă fure, să vă îndrăgostiți, vă doriți să vă îndrăgostiți, dar mare grijă. De cine vă lăsați voi îndrăgostiți? 47 să fie vârsta cuiva, sau să fie un moment special, sau să fie un număr special pentru unii? 4 este 11. Este un număr destul de dificil, da? Este numărul flăcărilor gemene, dar aici nu are nicio legătură cu flacăra geamănă. Da? În acest context, obsesia este pe fizic, pe erotic, pe aventură, pe pasiune, pe lucruri mai puțin inocente. Repet, pentru că a apărut carte și o să o și pun pentru că o să o amestec. O să o pun la loc în poziția asta, da? Nu uitați, repet, că aveți iaute. Aveți o poveste de dragoste sau un cuplu sau o relație în care ați fost dezamăgiți. Că sunteți voi cei care ați dezamăgit, că întotdeauna aceia se vor plânge. Iau, te-am deschis la mincinos, da? Că sunteți voi, că sunt ceilalți. Că știți, întotdeauna fiecare are susținătorii lui, da? Și fiecare are partea lui și de vină și de adevăr. Ideea este că Problema este, în această perioadă cu luna plină în Capricorn, tot semn de pământ, să nu deveniți Capricorn, nu are tendința să fie mai ambițios, mai obsedant într-un fel sau altul, pentru că e Saturn, vrea să aibă, dar mare grijă să nu intrați într-o dependență din cauza acestei intensități. Și atunci, vă bucurați de prietenie, dragii mei, vă bucurați de atracție în sine. Dar e aceeași, e aceeași carte. E aceeași carte care apare în poziția eliberărilor și care este urmată de suferință. Mare grijă să nu repetați, da? Mare grijă să nu repetați. Da, aveți nevoie de tandrețe. Dar puteți până vedeți ce fel de om este acest personaj, ce fel de femeie, eventual. Dați-vă timp să ieșiți, să vă întâlniți, să vă bucurați de un pahar de suc înghețată ce-o fi, să lăsați să vă plimbați și apoi nu vă aruncați direct în această atingere fizică. Mare grijă pentru unii dintre voi, da? Ok, de ok. Nu știu cum o să pun eu timpii, dar vedem. Acum, să vorbim despre gemeni. O să iau două cărți, am două seturi de cărți. Una pentru eliberare și una pentru bucurie. Acum, dacă se inversează pozițiile, am trei și un vedea. Ce a vrut să se arate? O, oh, ce frumos! Receptivitate! Un soi de regina de cupe. Hm. Și la capătul setului de cărți, rebelul, un soi de împărat. Hm. Dar, în spatele rebelului este... Starea de vină. Ideea este că este o energie foarte în preajma voastră, sau a fost foarte atractivă emoțional, foarte sensibilă, romantică, receptivă eventual la anumit stimul pe care și voi puteți să le transmiteți și care de care ar trebui oarecum să vă eliberați cel puțin în această perioadă, eventual să vă concentrați pe altceva. Pentru că dacă această energie ține de un context în care au trebuit rupte niște lanțuri, pentru că e patru, poate să fie o ieșire dintr-un context tradițional, căsătorie sau contracte, da? Această ruptură datorită acestei energii vine și cu sentimentul de vină. Am ieșit din cuplu, da? Au ce am făcut, da? Pentru că împăratul poate să fie și soțul, da? Un soț, o soție sau echilin, sau vina pe care o are soția față de soț în cazul în care l-a înșelat. Vorbesc despre așa ceva, îmi pare rău, nu o fi valabil pentru toată lumea, dar pentru unii cu siguranță este valabil. Acum, repet, poate această senzație de vină este și a persoanei la care vă gândiți, care vă sensibilizează și atunci dacă această persoană cumva tace sau are un anume comportament, să știți că și din cauza acestui sentiment de vină, că arunc niște lanțuri, că a încercat să aibă o nouă viziune, a încercat să se ridice dintr-o stare și în general când ne transformăm, când ne ridicăm, ne gândim, oare am făcut bine, pentru că asta e un soi de spânzuratul, casa a doua peștilor, cei care se sacrifică. Și Eventual, personajul respectiv repet, dacă nu sunteți voi, acest, această energie emoțională feminină nu neapărat că e femeie, e o energie feminină, un bărbat eventual care are o energie feminină, da, care poate să vindece, care vă atrage, care vă calmează, dar are multe calități, dar repet, în spate, are o problem, are acest sentiment de vină. Și până nu și-l vindecă, această vindecare poate să-ți fie și pentru ei și revine în etalarea voastră, veți trăi și veți vedea și poate veți confirma. Dar și voi trebuie să vă eliberați într-un fel, pentru că noi nu putem să vindecăm pe nimeni. Noi dăm soluții, noi dăm tratamente, aplicăm tratamente. Vorbesc din perspectiva unui om care a lucrat în, în, în spital, da? An de zile. Deci aplicăm tratamente, dar nu noi vindecăm. Vindecă Duhul Corpul se vindecă prin forțele sale și prin dorința sa. Și, evident, și planul divin. Deci, vindecarea aceasta este și pe partea lor și pe partea voastră. Repet, este un sentiment de vină în această poveste. Pe de-o parte vă vindecați și voi, pe de-o parte și ei trebuie să se vindece ca să puteți să receptați cele mai bune vibrații în această poveste. Hai să vedem Uh, Gemeni. O altă carte. Luna plină. O altă carte. Ia te regina de spade, sunteți voi. Ce fain. Rămâneți rațional, dar nu excesiv de rațional. Aici este calitatea voastră. Să puteți să. Uh, discerneți anumite lucruri. Ia uite, regina de băte, e vorba de o pasiune. Rebelul, poate există cineva cu marcaj în semnul berbecului, poate iar există cineva cu marcaj în semn de apă, dar e o pasiune de care trebuie să vă vindecați, pentru că au fost niște jocuri mentale. A fost, au fost, nu neapărat, ale, poate ale voastre, poate ale lor, poate din partea lor, în viața lor personală, variază. Iar tăcere, care trebuie, atitudini defensive, uh, care trebuie să uh, înțelese. Aici este bucuria voastră, bucuria minții. Așa aș spune, dacă ar fi o etalare cât ar fi de mică mică pentru gemeni, pentru această lună plină, ar fi bucuria minții, transformarea psihicul vostru, transformarea psihicului vostru. Dar trebuie să fiți undeva într-o vibrație nici emoțională, nici pământeană, nici excesiv de logică, da? Nici prea pasională, trebuie să fiți în echilibru. Regina de spade poate să fie în echilibru, poate să fie justă, corectă și să-mi zică, da, într-adevăr, a fost o problemă, e o problemă. Mă simt vinovată, mă simt vinovat sau ei se simt vinovați, poate au și motive. Dar trebuie să înțelegem aceste înțelegere acestor emoții. Ca aceste emoții să nu devină manipulări emoționale, aici este tendința de aia, trebuie să vă eliberați de cei care vă pot manipula emoțional, de cei care se auto manipulează sau sabotează pe plan emoțional. Puteți să fiți voi, poate să fie și altcineva. Hai să mai vedem. Alt mesaj pentru gemeni. Ho, ho, fiți doritori să vă exprimați dragoste. Exprimați dragoste ca să primiți dragoste. Interesant. Aici probabil că a fost a fost uh, chestiunea ați, ați fost doritor să exprimați pentru că e receptivitate, da? Ați fost doritor să vă exprimați dragoste, într-un mod echilibrat ca pare șase. Poate chiar cu regina de bâte și această scoică au fost și niște conotații sexuale pentru unii, da? Ați oferit, a fost doritor să primeți dragoste, ați oferit dragoste, dar acum apare un sentiment de vinovăție, ori repet în viața voastră ora lor, care trebuie înțeles. Deci este o vindecare cu alte cuvinte mentală care trebuie să se uh, practice, în special în această perioadă de descreștere. Da? Vă eliberați de tendințele excesiv emoționale, chiar dacă sunteți semn de aer, puteți să fiți așa, da? sau de tendințele excesiv uh, mental, negative, zic mental, pentru că aici e semn de aer, dar este o variantă negativă, 8 de spade, da? Dorința de control că e a voastră, că e a altora, da? Aici este. Lucru, bucuria minții și eliberarea de niște aspecte emoționale mai puțin echilibrate, că încerc să-mi aleg cuvintele pentru că e șase, mai puțin echilibrate, ca pe viitor, ca pe viitor să puteți să exprimați dragostea și să primiți dragostea, repet, în echilibru fără să vă mai simțiți vinovați voi sau ei sau eu știu cine, da? Să aveți aici este o nouă viziune. 12. Iar casa a 12 a eliberărilor. Da? Ok, sper că v-a plăcut, sper că v-a fost de ajutor. Nu știu că vă place, dar măcar să vă fie de ajutor. Închid ochii. Acum trecem la ce am ajuns la rac. Am ajuns la rac. Și am spus și până acum două cărți în care Interesant, am deschis la un păcălici două cărți în care vorbim despre liberare și bucurie. Deci, RAC. Luna plină în Capricorn. Luna în descreștere, de acum este în descreștere, da? În Capricorn pentru RAC. Hop! Hop! Extraordinar! Cum am deschis exact la această carte care era invers? Foarte important mesaj. Conștiința. Aici trebuie să curățați ceva. Nu mai trag nicio carte. Ce să mai... Hmm? Hai totul să mai iau încă o carte. Deci este mesaj foarte... Ia uite. Breakthrough. Este... Seamănă cu turnul ca imagine, dar este ca număr simbolul justiției și nu în sensul justiției ca dreptate, cât ca și karmă. Trebuie să vă rupeți de o karmă, să, să vă ridicați conștiința, să aveți o altă viziune, dar aici este scopul acestei liberări. Deci, eliberarea înseamnă ruperea de karmă. Pentru asta trebuie să faceți multe, multe acțiuni, scrieri, curățări, da? Și scopul acestei eliberări de karma familiei, de karma pe care v-ați atras-o prin toate relațiile pe care le-ați avut, prin acțiunile, nu neapărat reacție, acțiunile, cuvintele pe care le-ați manifestat, le a spus, da? Scopul acestei eliberări de karma negativă față de cineva și în general, nu doar față de cineva, pentru că de mulți avem să ne eliberăm, scopul este uh, trezirea conștiinței voastre. Unii spune, nu, eu sunt evoluat, dar dragii mei, nu e nimeni suficient de evoluat cât să nu mai trebuiască să lucreze la această karmă da? nu este nimeni, știu că e cineva care se crede super evoluat pe aici printre ascultători, dar uite, proiecții proiecții, dorința de control aici este, să aveți mast. când îl văd pe acest master, pe acest profesor, mi-aduce aminte de Osho da? aici, citiți un pic Osho, dar și nu sunt super de acord cu el, aș prefera să citiți Rumi că și de Rumi mi-aduce aminte da, Și să vă eliberați de dorința de control, știu și raci care doresc să aibă control, știu și raci șapte de cupe care trăiesc în proiecții, aici este liberarea de karmă. Foarte interesant, la ragi. foarte interesant. Și să nu uităm că am vorbit despre justiție ca și carte, dar justiția ca și carte reprezintă balanța. Balanța reprezintă casa șaptea a relațiilor și luna plină în Capricorn este în opoziție cu soarele vosu, deci cu alte cuvinte, arte trebui pentru cei care au ascendentul în RAC ar trebui să fie luna plină în casa șaptea a relațiilor. Interesant ce apare. Cinci de monede, nu e prea grozav, nu e prea grozav, dar bucurați-vă de prietenii care vă sunt alături când vă e greu. Eu așa simt că este uh, citibilă cartea în această poziție. Da, aveți probleme financiare, aveți probleme de sănătate, unii v-au lăsat în frig în ceață, eu știu ce, aveți greutăți, dar aveți pe cineva aproape și aici este bucuria, bucuria unei prietenii adevărate. Și nu e karmică, este darmică, da? În opoziție cu karma este darmă. Chiar dacă treceți, repet, am mai spus, nu mai știu la ce zodi am spus, dragii mei. Nu înseamnă că cine nu are probleme, gata, e evoluat, nu? Și oamenii, cu cât ești mai evoluat, cu atâtea mai multe probleme pentru că ai de vindecat. Și o viață în vibrație înaltă nu înseamnă o viață fără probleme. O înseamnă o viață care înțelege natura problemelor, natura karmică și cum poate fi transformată karma în darmă. Și aici este o nouă viziune. Iar spânzuratul, niște vise, vise de noapte, niște rugăciuni, conexiunea cu divinitatea va poate ajunge să înțelegeți de fapt cine vă este alături la greu. Pentru că, într-adevăr, Probabil că a fost un semn de pentru unii. Ați sperat, ați sperat. Da. Cineva v-a adus multe emoții, a sperat că veți comunica, că se va ajunge la căsătorie super fericită și de fapt ați rămas în frig în ceață, da? Ați ajuns la această stagnare cu acest personaj. Semn de pământ pentru unii. Dar aici este bucuria. Bucurie este că în spatele acestei povești sau în paralel peste această po poveste vine, aveți în preajma voastră un prieten 2-3, pentru că prieteni avem puțin care vă sunt alături în această uh, perioadă în care poate personajul respectiv care va a lăsat în stand-by, da, poate a fost căsnicie, poate a fost o prietenie, ce-o fi fost, un ideal, o luptă, uh, au fost multe, da, e totuși o etalare scurtă. S-a intrat în, în stagnare. Dar, repet, cartea în sine sugerează că cineva v-a lăsat de izbeliște într-un fel sau altul, dar aveți pe altcineva, în preajmă, cel puțin un prieten, o prietenă, care este alături de voi. Și asta este absolut minunat. Și aici este conștiința că dacă vă eliberați de karmă, vă atrageți oameni care vă susțin. At mesaj pentru Capricorn. O extraordinar relații, șabloane relaționale. exact relații karmice, da? Îți trebuie putere ca să recunoști ce ai nevoie să schimbi. Asta este ce ai nevoie să schimbi, ce am spus mai devreme, Cât, adică, ce înseamnă puterea conștiinței, trezire spirituală, înseamnă foarte mult și, repet, nu înseamnă că dacă ești evoluat spiritual nu mai treci, nu mai ai karmă. Avem carme și din alte vieți, da? Multe, multe avem de rezolvat. Nu, nu scăpăm. Toată viața avem de vindecat și de rezolvat altceva și altceva și altceva. Așa că, repet, nu, pentru unii care se consideră vai, evoluați, vă rog, nu vă îngânfați pentru că aici este... Uh, fiți în echilibru apropo de justiție, fiți în echilibru pentru că și îngânfarea ține de, de karma zi pentru cine știe, cine știe că mă adresez persoane respective acum șabloane relaționale ce vreți să trăiți? karma sau dharma? și dharma, da, repet, nu este o cea mai grozavă carte ca să exprime bucuria, dar repet, așa văd în acest moment, dharma ar fi câțiva prieteni, 2, 1, 2, 3, adevărați. Asta este. Relații karmice sau relații de suflet. Petrece timp de calitate. Am petrece timp de calitate. Este greu, aveți probleme, dar petreceți timp de calitate. Hai să vedem. La Zodia Leului. Amestec cărțile pentru leu și o să am tot așa ca la toată lumea două cărți. Două cărți pentru lei. Care vorbim despre eliberări și bucurii realizări. Răptare! <sus> Șapte de monede. Nu e prea ușor pentru cineva cu marcaj în zodia leului să aibă răbdare, dar Trecând peste asta, eu cred că trebuie să vă, vă eliberați de cineva care v-a pus în această... Ați crezut că aveți creștere, ați crezut că veți concepe ceva, un proiect, o idee, o familie, da? Ați crezut că va fi o creștere și o chestie care va atrage abundență și totuși ați rămas în această așteptare. Eliberați-vă pentru că cineva, semn de pământ, văd iar șapte de monede, doi de monede, trei de monede, mm, luptă, joacă. Uh, cineva, ori voi nu ați putut alege din niște considerente. Ați încercat să aveți răbdare într-un context, Ați încercat să colaborați, să vă luptați, să vă jucați, cu alte cuvinte, iaute, să fiți și prieteni. Pentru unii am senzația că ați încercat toate metodele să fiți, să construiți așa șapte de monede. Este relația, contractele de familie sau joburile, dar într-o relație, într-o relație, de lungă durată, ați încercat toate metodele. Eliberați-vă, vom vedea ce alte cărți mai apar, eliberați-vă de... Hmm. Eliberați-vă de această relație. Oricare ar fi. Pentru că sunteți mulți. Eliberați-vă și de așteptare. Eliberați-vă și de oboseală. Ca așteptarea aceasta, șapte de monede, aduce și oboseală. Pentru că stai, 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 stai și aștepți și nu mai vezi fructele, nu mai vezi, cum să zic, rezultatul acestor investiții, da? o stare de dezechilibru, au de stați într-un picior. Cred că unii ați încercat să stați și într-un picior, ați căutat și ghid spiritual, v-ați luptat, ați exprimat, v-ați și jucat, ați încercat să fiți și prieteni, ca să găsiți armonia într-o situație de cuplu în care totuși cineva a apărut. Nu vă supărați, a apărut, uite așa aventura, vedeți aventura, da? A apărut o o a treia chestiune, ca această chestiune a fost muncă, că a fost, eu știu, plictiseala cuiva sau cineva mai puțin implicat decât voi, dar unii dintre voi, lei, dragii mei, ați încercat toate metodele să păstrați pe cineva în preajmă. Că a zis că să fie stabilitate. Interesant ce vine. Ho, uite, trei cărți au venit. Bucurie, da? Bucuria este, da. Interesant că aveți și voi, da. Alegeți, dragii mei. Să manifestați. Apare iar doi demoni de și aici și aici. Dacă cineva n-a să aleagă în viața voastră, treaba lor. Voi eliberați-vă de oamenii care nu știu să aleagă. Pentru că dacă vă eliberați, veți manifesta oameni deciși. Deciși. Dar pentru asta și voi trebuie să alegeți. Nu? Și voi trebuie să alegeți. Să fiți în echilibru. Și doi de monede, și doi de. și drăgostiții vorbesc despre echilibru feminin și masculin. Da? Nu se poate numai unul să acționeze. Nu se poate numai unul să fie receptiv. Da? Trebuie să fiți voi în echilibru. Și aici este manifestarea voastră, aici este. Frumos mesajul. Frumos mesajul. Eu așa simt. Manifestați echilibru între masculin și feminin și, în primul rând, în viața voastră personală, în corpul vostru, în aura voastră și veți atrage un personaj, veți atrage, veți fi pregătiți da? vibrațional să primiți în preajma voastră un personaj pe care vi va aduce divinitatea care se va implica, va manifesta altfel. Acum, că nu-i personaj, poate e un proiect. E o colaborare. Dacă colaborarea cu cineva, pentru că aveți și trei de monede, iar colaborare, dacă această colaborare cu cineva v-a ținut așa în stand-by și n-ați avut reușite, renunțați la această colaborare și căutați, acum vorbesc din punct de vedere profesional, da? căutați să manifestați un proiect nou. Aici este Manifestați un proiect nou, o altă viziune, o altă gândire, că e magicianul, da? O altă gândire. Pentru că până acum v-ați consumat, iau te 10 de băte, v-ați consumat cu cineva, poate prea imatur sau poate prea. Ah, cu cineva cu care ați avut un copil, unii dintre voi, soțul, soția, da? Și iar al treilea element trei de cupe, 3 de spade. Era al șaselea element, parcă era în uh, filmul, dar aici la voi este al treilea element pentru unii. Dar al treilea element poate să fie, eu știu, diferite. Și mama poate să fie al treilea element, da? Și mama și soacra și ambițiile cuiva și inhibițiile cuiva. Da, sunt multe. Aici este, v-ați consumat. Nu vă mai consumați? Aveți energie? Pentru că v-ați consumat înseamnă că aveți energie. Aveți energie suficientă să o puneți într-un alt proiect. Cu alte cuvinte, aveți toate resursele. Alegeți. Eventual, dacă nu aveți, căutați-vă ce nu mai aveți ca să manifestați acest nou început. Care ar fi bine să-l manifestați la următoarea lună nouă? Ia să vedem mesaj. Ia uite miracole și binecuvântări astea. Totul are un dar. Totul are un dar. Acum, vedeți ce înseamnă acest magician, o nouă etapă în, în relația voastră, dar, repet, eliberați-vă de, de stagnare, de precauție de tendința unora de a încerca toate metodele. A unora, nu a tuturor, că nu toți le fac așa, dar unii încearcă. Dar simt pentru unii că poate să fie vorba de un proiect financiar, de o investiție financiară sau profesională în care trebuie să alegeți un proiect în care ați stat pe loc și n-a crescut. E ca și când puneți banii la bancă, șapte de monede, poate să însemne și investiție la bancă sau eu știu ce cadru da, la bursă și să nu aveți creșterea sperată, da? Am dat un exemplu, pentru că cărțile înseamnă foarte mult. Și pentru că această colaborare nu a mers, încercați să manifestați altceva. Și pe această nouă manifestare vor veni miracole și binecuvântări. Este ceva nou ce trebuie să încercați. Acest nou, magicianul, manifestorul, vă va aduce bucurie. Pentru unii, posibil să fie și cineva care atrage atenția într-un mod întregălaș. Să apară în viața voastră acest personaj. Să trebuiască să alegeți între un personaj și un personaj în cuplu. Da. Ok, hai să vedem fecioara. Deși cred că o să fac pauză și pentru că este destul de 37. Uf. Da. O să fac pauză și fac încă un videoclip.